polițiștii locali acționează pentru asigurarea protecției și integrării bicicliștilor, pietonilor și celorlalți participanți la trafic, nu doar prin verificările întreprinse în rândul bicicliștilor, dar și în rândul conducătorilor auto care opresc sau staționează pe pistele special amenajate destinate vehiculelor pe două roți. De altfel, foarte mulți bicicliști semnalează frecvent aceste aspecte prin transmiterea de zeci de sesizări telefonice sau scrise referitoare la blocarea pistelor cu autovehicule în mai multe zone din oraș. În ultima perioadă, astfel de sesizări au fost semnalate pe străzi precum Traian Lalescu, Calea Bogdăneștilor, Nicolae Bălcescu, Constantin Brâncoveanu, Calea Martirilor, Crizantemelor, Bulevardul Regele Carol I, Ciprian Porumbescu. Polițiștii locali au aplicat de la începutul acestui an 574 de sancțiuni unor conducători auto care au oprit sau staționat pe pistele special amenajate pentru bicicliști în oraș. Sancțiunile pentru astfel de fapte sunt între 330 și 825 de lei și 2 sau 3 puncte penalizare la permis în funcție de faptă, respectiv oprire sau staționare pe piste. Recomandăm astfel să se respecte legislația referitoare la oprire și staționare și să se țină cont de indicatoarele și marcajele rutiere pentru a evita sancțiunile și chiar ridicarea autovehiculelor, transmit reprezentanții Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara.